O zi fără discriminare? O zi fără discriminare. O zi fără discriminare. O zi fără discriminare. O zi fără discriminare, nu? Da. Deci ce spunem? Da. Fericito? Da. 3, 2, 1. Și. Data de 21 martie a fost declarată Ziua Internațională Antidiscriminare de către Organizația Națiunilor Unite, în urma asasinării a 70 de protestatari anti-apartheid din Africa de Sud în 1960. Anual, în timpul Săptămânii Europene de Acțiuni, mii de oameni se întâlnesc pentru a sărbători diversitatea, pentru mai multă toleranță și pentru drepturi legale. Da. 3, 2, 1. Și. Toți suntem oameni și oamenii sunt făcuți să iubească. Să nu mai zicem noi de la început. Să nu încurajăm stereotipurile. Să folosim mai mult cuvântul încearcă. Încearcă să accepți, încearcă să vezi, încearcă să înțelegi. Să descurajăm bancurile bazate pe prejudecăți. Dacă discriminezi, e doar de pierdut. Să ne dorim să fim diferiți, nu să-i judecăm pe cei diferiți. Ce ție nu-ți place, altele nu-ți place. Încearcă să privești în ochii unei persoane și să-i vezi sufletul. Și zâmbește oamenilor, tuturor. Nu suntem o culoare, o religie sau un sex. Suntem cu toții oameni. Ascultă și descoperă poveștile oamenilor. E bine să-ți folosești ochii, dar... Ideea e ca din când în când să-ți folosești și... Să fim cu toții membri ai grupului antidiscriminare. Ar trebui să ne autoeducăm. Chiar dacă semănăm, toți suntem de fapt diferiți. Ruperele sunt singurele lucruri care ar trebui separate după culoare. Și etichetele sunt doar pentru borcane. Să acordăm fiecăruia cel puțin o șansă. Nu suntem niciodată martori inocenți. Vorbim. Luăm atitudine. Ce au în comun o persoană de etnie romă, de religie Bahai sau adventistă și o persoană LGBT? Sunt toți oameni? Da. Sunt toți nu neapărat foarte vizibili? Cam. Sunt toți în același loc de Ziua Internațională împotriva discriminării? Bingo! De ce? Pentru că noi, Clubul Youth is Tolerance Romania, sprijiniți de Care și Romani Cris, i-am invitat și vă invităm acum și pe voi prin acest film la respect, solidaritate, responsabilitate pentru deciziile proprii, libertate, acțiune, efort, muncă, demnitate, veselie, deschidere, egalitate, bunăvoință, umanitate.